Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! În ultimul timp constatăm că în societatea românească apar diverse atacuri, mai mult sau mai puțin subtile, asupra normalității. Și aș majuscula acest cuvânt, normalitate, pentru că el sigur că are multe fețe orientate în multe direcții ale vieții noastre publice și personale. Asaltul la care mă gândesc este unul ideologic. Este unul ramificat, este unul care a căpătat contur, mai ales în ultimii câțiva ani, în Europa și chiar și în România. Probabil intuiți că putem face referire la evenimente recente petrecute în București, la Muzeul Național al Țăranului Român, o instituție despre care nu putem vorbi decât făcând o reverență inclusiv la adresa sau în direcția ctitorului său, întemeietorului său, vrednicului de pomenire, pictor și artist creștin de mare anvergură, Horia Bernea. Vom vorbi astăzi despre ce s-a întâmplat la Muzeul Național al Țăranului Român, mai precis într-o sală de cinematograf care aparține muzeului, dar pornind de la acest eveniment punctual, vom încerca să deslușim în ce măsură astăzi normalitatea devine din ce în ce mai vulnerabilă în fața unor atacuri insidioase, perfide și, desigur, otrăvite de mesaje de care mai blânde, mai incitante la toleranță și așa mai departe. Vom putea desluși de aici multe alte teme legate inclusiv de subminarea unor valori, precum familia, școala, biserica și multe alte lucruri care vertebrează și ar trebui să vertebreze în continuare orice societate. Invitatul meu de astăzi este un distins om de cultură, un om angajat în actul public al apărării normalității în România. În ultimul timp s-a identificat cu demersul absolut respectabilei coaliții pentru familie, despre care am mai avut ocazia să vorbim. Este însă un redutabil om de cultură, filolog ca formație, scriitor, un om care are publicate studii foarte importante, inclusiv de antropologie și etnologie, în reviste, atât din țară cât și din străinătate. Este vorba de domnul Mihai Gheorghiu, căruia mă grăbesc să-i spun bun venit în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Iertați-mi introducerea foarte lungă, am simțit nevoia, deși n-ar fi cazul, să explic că ne întâlnim totuși în marginea tristă a unor evenimente recente la care am fost martori, da, și care s-au repercutat în presă, într-un mod, aș spune, inexact, incomplet, și de aceea e firesc să stăm de vorbă pentru a scoate la lumină pur și simplu fața reală a adevărului legat de aceste evenimente, repet, punctuale, dar și de o situație mai generală care ne preocupă pe toți cei care credem că trecutul nu e de aruncat la gunoi, trecutul e de valorizat, fără trecut și fără fertilitatea tradiției pe care o putem transfera în viața noastră prezentă, nu putem avea nici măcar acces la un viitor respectabil. Despre asta este vorba. Așadar, asaltul ideologic la adresa normalității s-a petrecut punctual în zilele nu prea îndepărtate, în contextul în care, în sala de cinematograf a Muzeului Național al Țăranului Român, a fost ales ca eveniment care se poate desfășura acolo proiectarea unui film al cărui conținut este unul foarte vizibil de propagandă pentru o minoritate sexuală. Deși s-a spus că el conține doar un mesaj legat de vulnerabilitatea acestei minorități în anii 90, până la urmă, văzând și filmul, am constatat că e vorba de mult mai mult. Practic, o să explicați dumneavoastră ce încearcă să facă acești oameni prin promovarea unor asemenea filme. Însă, dincolo de asta, noi nu analizăm niciun fel de film din punct de vedere critic, nu e treaba noastră, nu suntem critici de film. Problema pe care a reperat-o societatea creștină în România
a fost aceea a inadecvării, exact, a inadecvării unui asemenea eveniment, e mult spus eveniment, a unei asemenea proiecții de film LGBTist, ca să spun așa, într-un spațiu care aparține Muzeului Național al Țăranului Român. Despre această inadecvare aș vrea să vorbim, domnule Gheorghiu. Da, acesta este fenomenul esențial care, asupra căruia trebuie punctat. Nu calitatea filmului, nu legalitatea proiecției care există, nu altceva, ci această, mă rog, deloc intempestivă dorință ca în luna istoriei comunității LGBT să existe proiecții de gen în cadrul unui cinematograf care aparține Muzeului Național al Țăranului Român. Aici trebuie spus că totul este controversat, în sensul în care filmul și acest gen de filme care pot apărea sau pot fi proiectate în oricare alte spații, în spații, ca să zic așa, neutre, și nimeni nu are nimic a comenta și în general nu se comentează. În momentul în care aceste proiecții, care nu sunt inocente, nu sunt ingenue, ele sunt evenimente într-o agendă, într-o agendă extrem de ideologizată, care își propune să atace simboluri, să atace o albie a normalității și a identității unei culturi, se petrec în spații care nu sunt neutre. Nu sunt neutre în mod simbolic, în primul rând, și de aici și inadecvarea. Sigur, să explicăm de ce nu este neutru acest spațiu care aparține Muzeului Național al Țăranului Român. Pentru că Muzeul Țăranului Român este un spațiu care propune valori, care are un demers și care vizează identitatea acestei civilizații, care propune un discurs, nu numai un discurs muzeografic, dar și un discurs cultural, care propune o anumită înălțime a acestui discurs și care nu își propune să fie un spațiu al avangardei revoluției sexuale globale. Exact. Aici este problema. Această revoluție sexuală globală se poate petrece oriunde, expresia ei, mai mult sau mai puțin artistică, bineînțeles, se poate petrece oriunde. În momentul în care vii să propui această agendă alternativă într-un spațiu care este dedicat și nu numai cultural, dar și, dacă vreți, administrativ, unei anumite direcții, unei anumit lanț al valorilor, creezi această inadecvare și mai ales creezi nemulțumire. Mai apare o problemă. Acest muzeu a apărut sub onorabilele auspicii ale Ministerului Culturii din România în anii 90, sub fericitele auspicii ale implicării inclusiv a domnului Andrei Pleșu, sigur, un prieten apropiat al, repet, vrednicului de pomenire artist creștin de anvergură europeană, care a fost Horia Bernea, fiul lui Ernest Bernea, o altă mare personalitate a culturii române. Ei bine, Ministerul Culturii, când a decis că este necesar, că este firesc să întemeiem un asemenea muzeu, a acceptat că această instituție își asumă un scop. Acest scop l-ați descris. Este promovarea sau aducerea la lumină și promovarea deloc ofensivă, dar prin simpla ei împățișare a culturii tradiționale românești și a spiritualității țărănești românești. Acesta e scopul neschimbat. Dacă cumva se schimbă scopul acestei instituții, atunci ar fi bine să fim anunțați, pentru că nu am mai fi contrariați dacă altul ar fi scopul acestei instituții. Deci aici apare inadecvarea aproape contondent, aș spune, între
ce se prezintă într-un spațiu al Muzeului Țăranului Român și conținutul scopului acestei onorabile instituții. Mă gândeam că ar fi cu totul nepotrivit ca într-o sală a Palatului Patriarhiei Române să ruleze filme care să promoveze teoria evoluționistă a lui Darwin în răspăr cu creaționismul biblic. Mi s-ar părea nefiresc și cred că nu doar mie mi s-ar părea așa. Da. Deci despre asta este vorba. Așa este. Mai există un argument al celor care sprijină acest tip de expresie în acest spațiu, care spune că Muzeul Modern devine un centru de dezbatere publică, un centru în care noile, mă rog, tendințe sociale, culturale trebuie discutate, trebuie să se întâlnească. E un argument valabil, așa se întâmplă, numai că eu nu văd unde este dezbaterea. Pentru că dezbaterea trebuie să preceadă un eveniment, mă rog, îl poate și urma, dar nu e vorba de dezbatere. E vorba de decizia ca anumite lucruri să se întâmple și de faptul că ele se întâmplă pur și simplu. Este evident că, ca și acum, ca și în urmă cu 5 ani, că aceste lucruri deranjează. Și cred că o dezbatere publică ar fi și este profund necesară cu privire la aceste lucruri. Din păcate, acolo unde dezbaterea e fie ocolită, fie amânată sine die, apar genul acesta de manifestări, apare confruntarea. Acolo unde dispare dialogul, sigur că poate apărea confruntarea. Protestul în sine este, nu vorbesc de cazul în speță, că n-aș vrea să intrăm în amănunte, protestul este în sine un lucru, un bun câștigat. De altfel, aici sesizez o ipocrizie profundă a celor care au fost sau sunt deranjați de un anumit tip de proteste. Turneul meu de conferințe, de altfel împreună cu un invitat din afara țării, de anul trecut, din primăvara anului trecut, a fost permanent sabotat, boicotat de reprezentanții celor care astăzi contestă dreptul unora de a protesta. Un protest pașnic, trebuie să spunem lucrul acesta. Un protest pașnic. Și îmi fac mea culpa pentru că nu l-am apreciat de la început ca fiind așa, dar dezinformat și în necunoștință de cauză am apucat să mă pronunț la un moment dat spunând că acest protest a fost excesiv ofensiv. A fost de fapt un protest pașnic care sigur nu ar fi fost ideal să se consume neapărat în sală, prin intruziunea într-o instituție. Putea fi mult mai eficace și benefic dacă s-ar fi consumat în fața instituției respective. Acesta este reproșul pe care l-au formulat unii sau alții, dar dreptul de a protesta împotriva imixtiunii în sfera în care tu te simți acasă a unor asemenea evenimente care transmit un mesaj total contrar conținutului instituției în care te afli, e o altă problemă. Da. De altfel, trebuie să ne amintim că în urmă cu 5 ani de zile, urmare a întreruperii proiecției de atunci, acești activiști prezenți și astăzi, mă refer la cei care susțin proiectarea și această agendă alternativă, și-au permis să vină în incinta Muzeului Țăranului Român cu banere, cu pancarte, pe care scria nici mai mult, nici mai puțin decât Muzeul Fascistului Român. Deci iată care este ipocrizia de substanță a celor care astăzi se arată mai mult sau mai puțin deranjați de un tip sau altul de proiecte. Dar ceea ce trebuie să sesizăm este, în primul rând, cum bine ați spus, inadecvarea profundă a acestor lucruri, alăturarea absolut de nesustinut prin nimic, dar trebuie să
surprindem și să accentuăm și extrema intoleranță față de orice discurs creștin în societatea românească. Despre asta e vorba și da. Trecând dincolo de da. Evenimentul în sine da. Care probabil nici nu mai e cazul să ocupe atenția noastră acum, deși contează ce se va întâmpla și mai departe, da. Sunt niște instituții importante care trebuie să ofere un răspuns la întrebări precum de ce se alege în mod foarte clar o asemenea sală. În mod manifest da. Și într-un mod calculat. E o strategie pe care o cunoaștem, se desfășoară de 30-40 exact. De ani. Și anume de a cuceri instituțiile culturale pentru agenda alternativă, de a arăta că nimic nu este, mă rog, ferit de cucerirea acestei agende alternative. Întrebarea e de ce să provocăm niște reacții când putem să nu le provocăm? Pentru că ține de esența agendei să provoace, ține de esența acestei agende să creeze victimizare, autovictimizare, da. Ține de esența acestei agende să implice instituții de cultură într-un adevărat ritual al, cum să-l numesc eu, al împingerii într-un soi de mecanism al autodistrugerii simbolice. Aș vrea să ne referim, ne mai oprim doar o secundă da. Asupra acestei chestiuni, la pur și simplu la clasicul, la naturalul bun simț. Nu e nevoie, sigur, o putem gândi și din perspectiva antropologiei politice și din orice altă perspectivă ceea ce se întâmplă, dar bunul simț îți spune că în studioul Horia Bernea nu faci propagandă pentru o minoritate radical ideologizată. Da? Bunul simț. Sigur, dacă studioul ar primi un alt nume, poate. Dar cred că e pur și simplu bunul simț trebuie să ne comande o anumită reținere, o anumită decență, evitarea provocării, evitarea confruntării și pentru asta lumea trebuie o cultură a bunului simț, domnule da, Gheorghiu, da. Care include inclusiv o cultură religioasă, o cultură care să includă respectul față de niște tradiții importante care nu sunt muzeificate. Muzeul Țăranului Român nu expune acolo fosila Țăranului Român. El e un discurs public gândit de Horia Bernea într-un mod inegalabil, care a tulburat frumos pe orice vizitator din străinătate. E un discurs imagistic care scoate la lumină o gândire coerentă da, a țăranului român. Frumusețea profundă, frumusețea profundă a unei vieți da. Fondată pe niște valori. Da, da. De asta este anormal ca într-un astfel de muzeu să proiectezi filme pro-gay, ca să fim foarte clari. Este total inadecvat. Este nefiresc în condițiile în care, cum spuneți, există atâtea alte săli în București în care pot fi proiectate asemenea filme. Bun, să trecem mai departe. Mi-amintesc de o întrebare a lui Horia Bernea care se orienta spre intelectual întrebându-se ce fel de intelectual este acela care își poate imagina că putem trăi fără memorie. Și cred că e una dintre întrebările care a stat la baza acestui proiect, întrucât acest muzeu extraordinar, unic în Europa, din câte știu, conservă ca într-o capsulă a timpului memoria culturală a unei lungi părți din istoria românească. Este o istorie antropologică și o istorie culturală. Așadar, atacul despre care vorbim, asaltul ideologic, e și unul îndreptat împotriva memoriei? Este în principal îndreptat împotriva memoriei, împotriva identității, împotriva tradiției, împotriva tot ceea ce poate susține o existență care își găsește seva în trecut, care își recunoaște acest trecut și care, sigur, în cadrul proceselor firești, naturale, din societate, a dezbaterilor, a cântăririi unora sau altora dintre direcții,
merge mai departe, se îndreaptă către viitor. Ștergerea identității și ștergerea memoriei este un exercițiu ideologic prin excelență și un exercițiu totalitar prin excelență. Cei care se autovictimizează zilnic și folosesc ca un paravan pur și simplu litera seacă a legii, e legal să facem asta, e legal să spunem acest lucru, atentează practic asupra acestei memorii permanent, pentru că cum să reușești să distrugi identitatea dacă nu mai întâi distrugi simbolistica acestei identități, dacă nu arunci în ridicol instituțiile care servesc expresia publică a acestei identități, dacă nu declari identitatea ca o afacere sfârșită și dacă nu creezi permanenta confuzie între identitate și naționalism, între discurs asupra identității și discursul naționalist. Între discursul creștin și între un discurs al urii, exact, și între foarte important, și între discursul public al unei societăți civile creștine și așa zis discurs al urii. De altfel, ne aflăm în fața acestor comandamente ideologice care cuceresc întreaga viață culturală, întreaga viață politică și administrativă. Ceea ce a deranjat și a întristat pe cei care, sigur, vă cunosc și sunt la curent cu demersurile dumneavoastră civice în care v-ați implicat în particular, pentru că sunteți onorabilul director general adjunct al instituției despre care vorbim, dar din timpul și din viața dumneavoastră personală ați sacrificat enorm în ultimii 2 ani, mai mult de 2 ani, 3 ani, pentru un demers civic fără precedent în România, Coaliția pentru Familie, care a adunat în jurul axului central, care e unul curat, ideatic, acela de apărare și protejare a familiei normale, foarte, foarte multă lume. Peste 3 milioane de oameni au semnat din toată inima pentru modificarea unui articol din Constituție, modificare menită să ne protejeze în viitorul apropiat sau îndepărtat de o posibilă victorie a acestui asalt diabolic, ideologic împotriva familiei care se consumă în Europa. Și aș vrea să vă întreb, de fapt nici măcar nu e o întrebare, vroiam să scot în evidență nedreptatea care vi s-a făcut în zilele precedente, când ați fost asociat în mod direct, total nejustificat și nedrept, cu protestul punctual care a avut loc la Muzeul Național al Țăranului Român, încercându-se în mod pervers, nu doar perfid, alăturarea Coaliției pentru Familie de grupul care a protestat la Muzeul Național al Țăranului Român. Eu nu ce sunt... răspuns le dați celor care încă nu știu despre poziția ce a fost mea, vorba? Poziția mea este, poziția mea personală este foarte clară. Nu sunt de acord cu acest tip de proiecții, nu sunt de acord cu toată această argumentație falacioasă care spune dacă e legal, totul este în regulă, pentru că îndepărtăm bunul simț, îndepărtăm contextul, îndepărtăm foarte multe alte foarte multe și alte marijuana lucruri. E legală în anumite locuri din lume. Da. Dar vedeți că există o enormă timorare a oamenilor de a se exprima. În aceste zile s-a făcut aproape loc gol în jurul celor care au apărat un punct de vedere al bunului simț și al decenței. În schimb, tipul acesta de acțiune socială de tip rețea folosit de cei care sprijină și promovează această propagandă a fost foarte prezent, foarte agresiv. Au fost zile succesive în care sute mii de postări încercau să creeze din fals, din minciună, un așa zis eveniment real al implicării coaliției.
pentru că asta însemna, nu, autovictimizare și, doi, un discurs sau o acțiune a coaliției bazată pe ură, pe un instinct antidemocratic și așa mai departe. Pentru că totul trebuie încastrat în această matrice ideologică a binelui și a răului, a ceea ce este legal și ilegal, și din această matrice trebuie să nască cucerirea numai simbolică și administrativă a foarte multor lucruri în societatea românească. Perversitatea este, la nivel inclusiv european, a demersului subtil de legalizare a unor lucruri care, în mod firesc, sunt profund nelegalizabile. Da. Despre asta vorbim. Da. Argumentul acesta că a devenit legal nu poate impresiona pe un om de bun simț. Da, pentru că în societate există mult mai mult decât legal-ilegal. Există lucruri legate de tradiție, de bun simț, de morală, de decență. Sunt foarte multe, foarte multe lucruri de care trebuie să ținem cont. Dar revenind la această încercare, care, mă rog, a fost demontată de comunicatul pe care coaliția și Comitetul Național de Coordonare a Inițiativei pentru Revizuirea Constituției l-a dat, atestă tipul de demers care el însuși este violent, agresiv, antidemocratic, gregar și pus din prima instanță pe distrugerea imaginii publice a preopinentului. Da? Faptul că niște oameni, într-un mod mai fericit sau mai nefericit, mai plăcut sau mai neplăcut pentru unii sau pentru alții, și-au expus crezul într-o sală. Au făcut o trimitere substanțială la o credință, i-a scos dintr-o dată în afara legii. I-a făcut dintr-o dată teroriști. Am fost uluit să remarc tonul de la unele televiziuni, tonul celor care transmiteau din studio sau comentau anumite imagini, parcă ar fi transmis o scenă de terorism din cine știe ce capitală. O ură profundă, un dispreț profund față de valorile fundamentale ale acestui popor se naște, crește și devine discurs public. Ceea ce e total îngrijorător, domnule Gheorghiu, și dezgustător până la un punct, este faptul că mass media românească, mass media din România, preiau aceste lucruri și le oferă ulterior ca știri, din păcate, exclusiv în cheia pe care o descrieți. Exact. E o solidaritate cu răul, de fapt, să prezinți un fals sub masca toleranței, a legalității, pentru că în fond conținutul e cel care contează. Este extrem de grav această situare a acestui tip de discurs al presei sau de comentariu al presei în această tonalitate. Deci, minima obiectivitate, minima neutralitate a dispărut. Imaginile care se vehiculează sunt tratate în acest mod perfect ideologic. Reporterii care au venit luni la muzeu au avut o singură întrebare care îi măcina. Care este implicarea lui Mihai Gheorghiu în acel eveniment? Și a coaliției. Și a coaliției, da. Nu exista niciun lucru concret. Dar întrebarea trebuia să creeze evenimentul. E o întoarcere a lucrurilor, o perversiune a lor extraordinară. Cred că acest tip de discurs, care pornește în principal și a pornit de ani buni, de la tonul disprețuitor, de la aruncarea în ridicol a orice, bazându-se pe, mă rog, mai mult sau mai puțin nefericite expresii publice ale unora sau ale altora.
Deci împingerea în marginalitate a identității, a tradiției, împingerea în marginalitate a valorilor fundamentale ale civilizației creștine europene, împingerea în marginalitate a tuturor celor care public și-ar permite să exprime vederi conservatoare. Este un proces social și cultural, dacă vreți, în curs. E un proces sinucigaș, domnule Gheorghiu. Da. Cred că este un proces sinucigaș în măsura în care Europei îi se impune ca discurs public o ură față de rădăcinile ei, inclusiv creștine, în care societății românești îi se impune ca discurs mediatic asumat, din păcate, de oameni din media, o totală suspiciune față de biserică, încercându-se discreditarea ei doar pentru că sprijină în mod firesc ca toate cultele religioase din România, demersul dumneavoastră atât de onorabil de apărare al familiei și al valorilor creștine pe care se construiește o familie, educația unui copil și așa mai departe, totul pentru protejarea unei minorități care nu este atacată de nimeni, care a fost dezincriminată peste tot în Europa civilizată, care nu suferă practic de nimic concret, dar care se dorește a fi promovată ca vârf de lanț al societăților într-o direcție în care nu cred că putem supraviețui moral. Horia Bernea, regele Mihai I, făceau apel la faptul că fără memorie, fără morală, fără credință, orice societate se surpă. Ori ne întrebăm care e credința acestor oameni care promovează valori total anticreștine. Vedeam recent, într-o imagine scabroasă, oameni dezbrăcați și tatuați pe spate cu inscripția "In gay, we trust. În aceleași zile, aud că o mare companie germană comercializează pijamale cu inscripția "Refuză normalitatea". Aceste mesaje care încep să ne împresoare în magazine, în media, peste tot unde călătorim, sunt totuși sunt totuși imposibil de trecut cu vederea. Exact. Nu putem să nu ne îngrijorăm în calitate de creștini, fiind asaltați în societățile noastre care n-ar fi existat dacă n-ar fi existat creștinismul, de un asemenea asalt absolut diabolic. Da, domnule Bănescu, mai discutam cu dumneavoastră și în întâlnirile noastre de acum câteva luni, de anul trecut, despre acest asalt ideologic, care este, dacă vreți, un asalt ideologic totalitar și îndreptat, dacă vreți, la nivel celular. Pentru că celular social. Social, dar și, dacă vreți, celular cognitiv, da, în ceea ce privește persoana umană. Pentru că mecanismul acestei perversiuni și acestei revărsări nu mai este susținut de violență fizică, de violență militară, dar este însoțit de această violență ideologică a corectitudinii politice. Și vă spuneam și atunci și trebuie să insistăm și acum asupra principalului țel de a ajunge la copii și la tineri. Filmul care a creat nemulțumire în acea zi și a generat acel protest a avut premiera în 19 ianuarie la cinematograful Elvira Popescu, urmat de o dezbatere la care au fost invitați, târâți, chemați 100 de tineri liceeni din București. Cu voia părinților, oare? Păi aici e o întrebare la care instituțiile trebuie să răspundă. Și nu cred că părinții au fost informați, nu cred că a existat acordul părinților. Și acest film i s-a dat această ratificare, să o numim, de 15+, deci este vizionabil de copii de la 15 ani și mai sus. Ne întrebăm ce ar putea conține un film cu 18+. Exact. Deci dacă acesta este sistemul, că vedeți, lucrurile sunt putrede în mai multe locuri. Această permanentă
coborârea nivelului de vârstă, da? Este un semnal extrem de important. Pe urmă, aceste, chemări de tineri liceeni și de, pentru a li se explica ce. Sigur, permanent este introdusă această chestiune umanitară. Pericolele, SIDA și așa mai departe. E perfect. Dar cred că sunt cadre specializate, medicale, eu știu, de altă natură, care pot oferi acest lucru. Dar această educație, iertați-mă, nu presupune o filozofie atât de complicată exact. Încât să predai asemenea noțiuni de la clasele primare până la absolvirea liceului. Ducerea a 100 de copii și, îndoctrinarea lor, printr-o așa zisă dezbatere, nu a stârnit niciun comentariu. Nu a stârnit, nicio revoltă. De partea nimănui. Nu s-a pus problema, este legal? Nu este legal, fără acordul părinților. Inundarea liceelor Bucureștiului cu broșuri și cu materiale ale acestor tip de asociații este enormă, este enormă. Reprezentanții acestor asociații vin la întrunirile pe sector ale inspectoratelor generale, ale consilierilor psihologice, ale altor profesori care au, predau materii care ar putea fi considerate conexe. Educația civică, de exemplu. Această literatură este abundent oferită. Încă nu este obligatorie predarea lor, încă nu este obligatorie discuția, dar ele există. Dar asta se dorește. Dar asta se dorește. Pentru că ați folosit termenul indoctrinare. Vă amintiți că acești oameni, îi putem numi încă așa, vorbesc despre îndoctrinarea în școală prin predarea unei ore de religie. Da. Îndoctrinarea aceasta, în ochii lor, se traduce prin familiarizarea tinerilor cu tradițiile poporului din care fac parte, cu istoria culturală și spirituală a unui popor din care acești tineri fac parte. Asta înseamnă îndoctrinare în fața unor oameni, analfabeți cultural, desigur, care văd în religie o formă de îndoctrinare, neumblând la conținuturile ei niciodată, pentru că niciodată nu s-au aplecat cu adevărat asupra ceea ce înseamnă educație religioasă. Absolut. A fost doar o paranteză, pentru că acest termen îndoctrinare e folosit uneori, din păcate, în acest context. Da, așadar, asalt ideologic împotriva memoriei și mă gândesc de asemenea că în anii 50 marxismul sub forma lui total agresivă, contondentă, criminală s-a ocupat în mod special de elitele acestui popor pe care le-a aruncat în închisori pentru că ei erau purtătorii unei memorii culturale a acestui popor. În zona stângii comuniste e vorba de o ură patologică împotriva memoriei oricărui popor, pentru că această memorie presupune niște tradiții și niște elemente care coagulează și vertebrează moral o societate. Presupune un continuum istoric. Acum asistăm la acest continuum istoric despre care vorbiți. E o altă formă de luptă împotriva memoriei, mult mai subtilă, mult mai perversă, care, din păcate, face foarte multe victime, întrucât educația în România nu mai e una cu adevărat elitistă în sensul bun al termenului, ci e una care dizolvă încrederea exact în valorile despre care vorbim. Valori catalogate de unii drept fasciste, domnule Gheorghiu. A fi creștin, a fi mărturisitor creștin, a vorbit despre Petre Țuțea, a vorbit despre Mircea Vulcănescu, a vorbit de oameni care au murit în închisori, a devenit un act de fascism în ochii unora, repet. Da. Recurgerea la acest așa zis argument este monedă curentă. Demonizarea preopinentului este o metodă curentă. Inacceptarea valorii celuilalt este monedă curentă. Inadecvarea de care vorbeam este lucrul cel mai important
și este singurul lucru care se află în discuție în evenimentele din zilele trecute. Aici nu se neagă nimănui nimic. Se pune problema de ce aici. E o simplă întrebare la care răspunsul activiștilor vine, dar de ce nu aici? De ce nu aici? Pentru că există o matrice a locului, pentru că există un spațiu, pentru că există un context. Pentru că avem ceva de apărat. Pentru că avem ceva de apărat, pentru că lucrurile nu sunt, universal egale, universal lipsite de semnificație. Atacul la memorie înseamnă atacul și destructurarea memoriei, care a fost principala, ocupație a ideologiei comuniste, o găsim prezentă în acest fenomen din aceste zile. Și ea va avansa. Ea e prezentă deja în manuale, e prezentă deja în lipsa de apărare a acestora și a multora dintre instituții care servesc încă această memorie istorică a unei comunități și care dorește să dea expresie acestor lucruri. E un tăvălug care este deja prezent și care ne prinde pe toți. Ceea ce s-a întâmplat și probabil că se va mai întâmpla este expresia acestei cuprinderi în această menghină de fier a disoluției memoriei culturale, a disoluției memoriei istorice, a susținerii imperativului că nu există valoare și oricum trecutul nu oferă valori, trăirea într-un prezent perpetu, într-o permanentă revoluție, într-un permanent nihilism. Pentru că această permanentă schimbare, această permanentă ștergere a istoriei, a valorilor, această permanentă descalificare a persoanelor care susțin aceste principii, este o formă de nihilism. Ceea ce propune Muzeul Țăranului Român prin discursul său muzeografic și prin tot ceea ce a făcut și face încă, în bună măsură, este opusul nihilismului. Da? Exact. Ceea ce mesajul bisericii e opusul nihilismului. Ceea ce facem când scriem, când dăm valoare existenței noastre pe pământ, când dăm valoare celor care ne-au precedat, când dăm valoare unui anumit tip de prezent, este această încrâncenare împotriva nihilismului. Mircea Eliade a vrut să creioneze, a vrut să ofere arhetipul lui Homo religiosus ca luptă și ca arhetip împotriva nihilismului contemporaneității. Prin atacul la memorie, activiștii despre care vorbiți ne propun un alt om. Ca să rămân în terminologia dumneavoastră, ni-l propun pe homo stultus, pe omul decerebrat, pe omul fără cultură, pe omul ușor de ideologizat. Singurul lor conținut pe care îl livrează în societate nu e unul care ține de cultură, nu e unul care ține de social și ameliorarea socialului, este unul exclusiv ideologic, care are în centrul lui, în ultimii ani, în mod foarte limpede, nimic altceva, nicio altă categorie de drepturi, decât drepturile sexuale. Da, această da. Pansexualizare exact. A gândirii omului recent este fără precedent în istoria culturală a umanității și este menită, cum spuneați și dumneavoastră, să conducă la o disoluție a tuturor instituțiilor care articulează încă punctual niște societăți, biserică, școală, familie. Toate acestea sunt somate să se alinieze unor precepte agresive ale acestei ideologii neomarxiste. Acesta e dușmanul cel mai redutabil cu care ne confruntăm astăzi. Așa este și de 3 ani de zile, de când acest demers a fost, l-am inițiat și există ca atare, am spus întotdeauna că e vorba de schimbarea definiției subiectului uman. Acest tăvălug asta își dorește. Nihilismul profund de aici se naște.
comunismul a fost definit și este definit ca o religie atee, ca un mecanism de destructurare a umanității. În bună măsură asta a fost. Destructurarea subiectului uman, schimbarea, recalibrarea lui, și a spune la nivel celular, este prezentă și în aceste zile. Această permanentă punere în chestiune a tot ceea ce înseamnă tradiție de peste 2000 de ani, permanentă punere în discuție a naturalului, a normalului, a tot ceea ce este firesc, a tot ceea ce leagă această lume de mii de ani, dorește acest lucru profund, schimbarea definiției subiectului uman, recalibrarea omului, întoarcerea lui la un soi de construct care să poată fi dezmembrat, anihilat, târât în orice altă direcție. Nu vreau să închidem dialogul nostru într-un registru al pesimismului. Creștinismul se opune total pesimismului, da. Pentru că Hristos este Dumnezeu însuși venit în această lume pentru a o mântui. Și o va mântui, este limpede. De aceea, un asemenea mesaj cu care ne confruntăm din partea acestor mesageri ai unei lumi întunecate și populate practic doar cu fantasme sexuale, e o lume care nu poate, cred, să reziste în istorie. Profesorul Papahagi de la Cluj observa lapidar că cel mai mare adversar al comunismului, al neomarxismului, este realitatea. Da. Până la urmă, realitatea nu poate fi pusă la nesfârșit pe patul lui Procust. Sunt încercări, sunt asalturi ale întunericului, dar instituții precum biserica și sper că familia nu vor ceda niciodată. Pentru că e vorba de un reflex moral care nu cred că poate fi amputat în om, reflexul și orientarea lui spre bine, spre lumină, nu spre întuneric. Așa este. Cred că asemenea mișcări cu care, iată, se confruntă instituții precum Muzeul Național al Țăranului Român, școala în general, biserica, nu pot triumfa cu adevărat niciodată. Dar pot face foarte mult rău și deja îl fac. Da. Credința noastră trebuie să fie în Hristos și în ajutorul lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a rămas încă de trăit din existența noastră. Soluția nu stă în puterile noastre și trebuie să ne rugăm ca puterile noastre să fie permanent sporite și cugetul nostru luminat. În același timp, trebuie să fim permanent în procesul de a înțelege ceea ce se întâmplă cu societatea și cu noi. De a înțelege care este răul, de a respinge minciuna, de a respinge tot acest mecanism perfid care vine sub aparența binelui, sub aparența unor reforme. De a rămâne lucizi. De a rămâne lucizi, pentru că acesta este lucru care ne poate duce mai departe pe noi și pe copiii noștri. Salvarea e să rămânem racordați la niște surse din care putem primi, cum primesc unii oxigen când au nevoie de el, putem primi învățătura lui Hristos, ca să simplific lucrurile. Da. În afara ei, evident, e mult întuneric. În afara ei e întuneric și în afara ei vom fi copleșiți de tot ceea ce se întâmplă. Un ultim cuvânt despre Coaliția pentru Familie. Din păcate mai avem doar un minut, dar scopul întâlnirii noastre nu a fost să vorbim despre coaliție. În ce stadiu al demersului vă aflați în acest moment și ce șanse sunt să avem un referendum anul acesta? Așteptăm punerea pe ordinea de zi în Senat a proiectului de lege privind revizuirea Constituției, articolului 48. Probabil că până în 15 martie ne vom lămuri dacă acest lucru se întâmplă, dacă posibilitatea
existenței organizării unui referendum anul acesta este reală. Ne bucurăm de o solidaritate din ce în ce mai pronunțată, mai mare din partea unor importante organizații din Europa. Pe paginile noastre de socializare, pe paginile Facebook, rulează aceste mărturii ale multor prieteni din Croația, Austria, Franța, Italia. Deci acțiunea noastră și această rezistență a avut ecou, are ecou și ne bucurăm că primim aceste mesaje de solidaritate. Toată lumea e absolut conștientă despre importanța acestui proces în România. Dar sigur că multe lucruri se pot întâmpla. Cazul Coman și rezolvarea cazului Coman la Curtea de Justiție e un aspect important. Ceea ce s-a votat zilele trecute în Parlamentul European privitor la, mă rog, cum trebuie interpretată, mă rog, Uniunea da, realizată în afara țării de către un cuplu homosexual, este iarăși un mesaj important. E de fapt, mă rog, face trimitere inclusiv la cazul Coman. Interpretările privitoare la Convenția de la Istanbul sunt foarte importante. Iată, chiar ieri, Guvernul României discuta, sau nu știu dacă chiar, mă rog, includea într-un act care va fi legiferat, necesitatea ca firmele cu peste 50 de angajați să aibă experți de gen, adică sau consilieri, mă rog, cum îi numeau. Lucrurile sunt, din păcate, în permanentă mobilitate. Experți de gen, cai troieni ai noi ideologii. Da, da. Trebuie să punem, din păcate, punct aici dialogului nostru. Vă mulțumesc. Vă aștept cu o proximă ocazie să continuăm această discuție, pentru că, din păcate, e necesar să vorbim despre astfel de lucruri, lucruri care ne asaltează, care vin spre noi și pe care nu le putem ignora, pentru că prețul ar fi prea mare. Vă mulțumesc foarte mult. Mă iertați, vă doresc foarte multă ocrotire din partea lui Dumnezeu în toate demersurile pe care le faceți. Și, bineînțeles, așteptăm ca Muzeul Național al Țăranului Român să rămână ceea ce și-a dorit întemeitorul lui, Horia Bernea. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc din toată inima toate cele bune, ocrotire și să ne revedem cu bine. Pe curând!